A scris recent, nu știu dacă l-ai citit și tu, Da, am cum zicea citit Gandhi, și noi. Ahimsa. Ahimsa, da, Ahimsa, a da, scris pe care recent n-am menționat. inclusiv, da, a scris recent inclusiv domn profesor Ovidiu Curduzeu despre Isus și Am citit, non-violența. da, în un articol extrem de bine de vreun egal la el, adică. Asta înseamnă să gândești. Asta înseamnă să analizezi și să reflectezi asupra scrierilor. Adică, crezi că erau luptători? Adică, cum să zic eu, lupta asta fizică, vitejia asta fizică pe care o afișau geții, dacii și toți tracii mai cu seamă din de la nord de Dunăre, crezi că era o, cum să zic, vitejie fizică sau avea totuși o autocunoaștere, o auto... Pentru că știm bine că toți marii luptători erau totuși de o stăpânire de sine, de o, cel puțin de o sfințenie, unii dintre ei erau. Avem și mitul generalului Trac, Sfântul Gheorghe, care, da, era în general Trac din Asia Mică, originar și care a devenit un sfânt, nu? Sfântul Gheorghe. Adică, crezi că, până la urmă, nu este vorba de o putere de stăpânire și de pentru pe, care practic îi le arăta Dar vitejia. ai Pentru că două. gândesc că na, nu poți să faci o performanță așa de mare în doar antrenându-te și atât. Adică trebuie să ai și un antrenament interior, nu? Da, dar în același timp ai două tipuri de războinici. Ai războinicul extrem de bine pregătit, extrem de călit, însetat de sânge, care singurul motiv care îl mână e să curme cât mai multe vieți. Uită-te la asasinii din trupele speciale sau cei care au. Aici abordăm un subiect foarte fin, în sensul că ai două tipuri de asasin, da? Ai asasinul care omoară pentru bani, mercenarul, clasicul, pe care toți îl știm. Și îl ai pe cel. Sau mai e pe cel care protejează o anumită frăție, protejează anumite informații să nu iasă secrete din acea frăție și dacă cineva divulgă, aici mă refer practic de frăția templieră sau de alte frății, prin care persoana respectivă, sau cum se întâmpla în Egiptul antic, da? Dacă revelai un secret teribil, pe care nu aveai voie să-l spui în piața mare, ce se întâmpla cu personajul principal? Păi era practic decapitat și era incinerat. Iar mă rog, rămășițele sale erau date în cele patru vânturi, cele patru direcții. Ce vreau să spună chestia asta? Că exact ca în cultura budistă, unde se poate vedea în esență, ideologia luptătorului Kung Fu sau ce a fost original Kung Fu, nu mă refer la toate filmele prin care să te devii un luptător mai bun, să-l domini pe celălalt, nu, te domini pe tine. Și aici e tehnica, aici dăm în multe chestii care se leagă, în Aikido. Da, adică dacă tu ești în primul rând Aikido și Kung Fu, începuseră inițial ca niște tehnici prin care călugărul respectiv își se putea bate cu proprii săi demoni. Că era băgat într-o cameră, respectivii preoți făceau anumite mantre, da? Care aduceau în esență acei demoni sau din interiorul persoanei se bătea cu ei. Și ce puteai să ai la îndemână? Scaune, tot ce puteai să dai pentru moment. Cu timpul a devenit o chestie materialistă cu timpul, dar toți acești luptători care îndură tot felul de imperii, sclavii,
Avem pe Spartacus. Și pe dracii noștri. Și prin poporul nostru în sine, prin, nu? Dacă e să-l analizezi prin câte imperii a trecut, el nu și-a pierdut esența, el nu și-a pierdut tradiția, el nu și-a pierdut obiceiurile, a rămas la fel de blajin. Da. Da, a rămas la fel cu, cu cotropitorii. La noi problema a fost cu deschiderea porților prea mult din interior, cu trădările. Adică au existat trădări și în alte popoare, dar aici, din ce tot analizez, s-au fost trădări peste trădări. Și asta are o, cum știi și tu, are o karmă teribilă asupra acelui popor pe care o plătește în, într-un dictator, anume, prin anumite plăți, da? Prin anumiți ani de suferință lungi și oamenii nu înțeleg de ce trec prin acele lucruri, până când vin anumiți inițiați și vorbesc. Deci ai luptătorul care, indiferent câți luptători însetați de sânge vin peste tine, acela întotdeauna trece. Întotdeauna trece. El nu rămâne cu nimic. El, din păcate pentru el, el va trebui să plătească enorm de mult prin suferință, prin următoarele existențe, prin ce a făcut. Și se vor da diferite corpuri mai slabe, mai cu anumite membre lipsă. Exact pe ce a făcut și câtă pagubă a căuzat altora. Dar cel interior, dacă tu ești, evident, te autocunoști și ai o bază, poți provoca mai puține daune celuilalt, în esență. Și da, erau niște luptători ai noștri care respecta un cod disciplinar interior. Și acel cod care, de asemenea, a creat acele legiuni pe care și romanii s-au bazat foarte mult. Da, avem numeroase mărturii de traci în legiunile romane, enorm de mulți. Avem și acea legiune dacică, exact, specială, care era trimisă numai în cele mai grele conflicte. Deci chestii de genul acesta care te pun pe gânduri și începi să cauți. Bă, ia să vedem. Ce spune omul ăsta? E pe bune? Sau? Da, te invită la investigație și asta e ideea. Dar întotdeauna să știm că există două tipuri de luptători. Practic ai opusul autocunoașterii. Îl ai pe cel extrem de violent, pe cel care domină, pe cel care pe nomadul care nu-și găsește locul. Da, și pe turanianul care știe doar să subjuge. Știe doar să controleze. Sângerosul, da. Dar în același timp cel care e controlat, indiferent prin ce furtună treci, dacă tu ești în autocunoaștere sau în autoobservare, atunci poți avea cel mai potrivit moment să găsești un răspuns. Adică cam asta pot să zic. Altceva nu mai am de zis pe această... Da, e foarte interesant că și acum mi-au venit mai multe chestii în minte. Prima oară, reflectând așa la ce mi-ai spus, mi-aduc aminte de un mare lider al vlahilor care era atât voievod, dar și sacerdot. Era unul dintre, cred, ce, nu știu... Deceneu? Deceneu? Nu. E vorba de Vlah, e vorba de Neagoe Basarab. Ok. În scrierea învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, apare un sfat esențial pe care îl dă fiului său și spune cam așa, nu citesc textual, domnule, când turcul vine și ți ia găina, vaca, lasă-l. Dar când vine să-ți ia nevasta,
copiii, pământul, casa, crucea ta se transformă în sabie. Exact. Nivelul adică, de toleranță, până unde îl duci, exact, exact până la de, nivelul de îngăduință, până unde mergi cu îngăduința, adică cât îi permiți. Apropo de ceea ce trăim în ziua de astăzi, apropo de cât suntem noi de îngăduitori, într-adevăr, e o valoare, e o putere a noastră, a românilor, dar e căzută acum în extrema cealaltă a îngăduinței, a prea multe îngăduințe, lasă că merge și așa. Deci o îngăduință prost înțeleasă, știi de ce? Că da, dacă te uiți la, da, un exemplu, din acum 50-60 de ani, da, de românii care au murit în temnițele comuniste. Da. Cât au îngăduit, adică cât au suferit și au suportat. Că puteau foarte să mult. Zic, puteau să spună enorm de mulți dintre ei, puteau să dea pe goarnă, pe toți, foarte mulți, dar mulți n-au făcut-o, extrem de mulți. De ce? Ei, nu, pentru că ei au știut ce trăiesc atunci și au îngăduit toate suferințele. De aceea mi-aduc aminte când l-am ascultat pe Nicolae Purcărea, unul din sfinții care a murit și el, era destul de în vârstă, dar da, a apucat să-și pună povestea și a ajuns să sculpteze în lemn, ceea ce e un exemplu de a te conecta cu divinul doar prin acele, prin a lucra în lemn. Ceea ce e foarte dificil și trebuie multă răbdare, multă stăruință, multă abnegație. Zice că da, e un lucru de migală. Și el ce spunea? Să nu ne răzbunați. Și nu numai el. Și nu numai toți, el. Mai toți președintele sfinții asociației, domnul Joza, la fel. Da, Octav Joza, da. Mă rog, fostul în urma scandalului cu domnul Câțu, dar pentru mine tot actualul rămâne. Ideea e că oamenii ăștia, ei și-au sacrificat toată viața, de fapt. Cei care, adică prin ce au putut să treacă. Și credința aia care au dus-o până la capăt și încă o duc, Ion Gavrilo Ogoranu, Elisabeta Rizea, Alice Voinescu, da. Alice Voinescu, Maica Benedicta, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Vladimir Ghica, Petre Țuțea, dăm exemple, acum curge lista. Dar ăștia de fapt, cum a fost un Țuțea sau au ajuns să fie niște gânditori prin suferință, nu prin joc de cuvinte, pe care da, mulți azi îl stăpânesc foarte abil. Da, prin trăire. Suferință. Prin suferință, exact, prin trăire. Și dar crezi că s-au întors tracii prin ei, tracii aceia, blajini? Păi în fiecare dintre noi care vorbește de aceste lucruri sau se întorc părți din ei, evident. Prin toți, doar că trebuie predată această chestie. Din nou o să ajungem să predăm exact cum făcea Socrate, de a ajungea să fie huiduit în străzile Atenei sau să vorbească în fața mulțimii. O să se ajungă din nou. Cum? S-a ajuns să se vorbească din nou afară, să se vorbească din nou în piețe. Ce se întâmplă? Se reîntoarce toată ideea asta de a se da un mesaj mulțimii în afara sferelor de informare, ar presei. Iar apar oamenii și se ascultă cuvântul și încep să vorbească între ei, iar ne întoarcem la esența asta. Evident că se întorc. Și evident că mulți plătesc prin suferințe și azi. Mai ales cea mai mare azi, mă rog, e totuși foarte ușor de trecut peste,
când ești scos de pe rețelele sociale, asta e principala, când scrii ceva de genul care atinge sau... Asta e momentan. Dar asta nu e nimic comparativ cu ce au trecut martirii noștri din închisori. Și asta trebuie să se învețe în școli, de fapt. Să-ți cunoști practic propriul crez și de ce crezi în el și pentru ce crezi și cum îl plămădești. Nu doar vorbe, mergi la biserică și foarte mulți atei, dacă ai văzut și tu și ai cunoscut, foarte mulți atei au fost niște creștini foarte buni înainte. Adică, care mergeau la biserică, prefer. Dar da. Faptul că ne lipsesc lideri ai bisericii și fără vocație. În esență, creează atei. Creează necredincioși. Și cum m-a întrebat la un moment dat cineva, am avut un tur câteva zile, o experiență virtuală, apropo de ce m-a întrebat, și era pe tema comunismului, era tema o săptămână în comunism, despre cum se trăia practic zi de zi, o săptămână din viață, familiei mele. Și era o întrebare foarte interesantă, un grup de americani, cum se împărțeau practic responsabilitățile între femeie și bărbat, dacă se respectau lucrurile astea sau dacă tot așa, bărbatul făcea numai anumite părți sau femeia anumite, cum înțelegea societatea așa? Am înțeles întrebarea, în esență era că ambii se ajutau unul pe altul fără să-și ceară lucrul ăsta, că ambii erau obosiți de moarte, toți se trezeau dimineața să stea la coadă. Și pe lângă asta mai aveai și biserica. Noi fiind predominant ortodoxi, toată lumea era la biserică. Și am zis, azi ai multe distragere care te scot și ai mai mult confort și poți alegi. Atunci n-aveai așa mult confort, dar toți aveau un anumit comun. Și toți mergeau la biserică pentru că aveau și lideri, cu adevărat, care se implicau în societate, care mergeau, care se întrebau de ce n-a venit X la slujbă sau, adică chiar se interesau. Un Constantin Sârbu, Papacioc, Boca, mai zici și tu, da, nu mai are rost. Da, dar, Ilie Cleopa. Cleopa, adică toți, Părintele Voicescu, continuatorul lui Sârbu. Da. Părintele Iustin Pârvu. Stăniloae. Adică, da, Dumitru Stăniloae. Sunt oameni care pe noi nu i-am Dumitru cunoscut. Calciu, Dumitreasa și da. Calciu, noi nu i-am cunoscut, știi? Dar, prin esență, citindu-i, răsfoindu-i și ascultându-i în unele ipostaze, deja aveai parcă omul în fața ta. Și am zis, oamenii erau mult mai închegați în jurul bisericii, datorită acestor oameni. Cu timpul când au început să dispară și au fost înlocuiți cu alți nevocaționali, s-a văzut. S-a văzut lipsa. Deci, practic, au venit popoare, au venit doctrine, precum popoarele migratoare, din Asia, în mare parte, care au cotropit aceste pământuri trace, pentru că Tracia era foarte mare, de la din munții Caucaz, da, până ar fost fain, chiar aproape de Chelsea. Scuze, ai cumva o hartă? Mai ai cumva vreo hartă din aceea? Cred că da. O să și postăm. Erau câteva sute de triburi trace. Practic. Da, erau foarte multe. Și până, deci, din cele mai nordice, aproape toată Europa era tracă. Deci, așa cum au venit popoarele astea asiatice, cu doctrinele lor cuceritoare, sângeroase, cum am zis mai devreme, cotropitoare, așa au venit peste noi aceleași socialisme,
despre care, apropo de doctrinele astea, Karl Marx spunea că socialismul este un mod de producție asiatic tributar, ceea ce chiar este. Toate taxele, impozitele și așa mai departe se numeau înainte tribute sau tributuri. Eram vasali, nu? Eram... Vrei să-ți cunoști cu de istoria impozitelor? Uită-te la chinezi, la istoria mongolilor, mă rog, exact. Hunilor. Iar la noi, la fanarioți, fanarioții și toate astea, care ce erau cunoaște, tot așa de origine asiatică. Comunismul. Deci așa cum au venit, practic, noi am rămas nestrămutați în credință pentru că, practic, efectiv, tot ce vroiam era Dumnezeu, nu? Tot ce vroiam era să venerăm, să mergem la biserică, să ne rugăm și să venerăm. Totuși, nu trăim singuri pe această planetă, nu? Mai sunt și altfel de popoare. Exact, care... Care vor chestiuni materiale, nu vor numai rugăciuni. Da. Cum îmbin și capra și varza, nu e vorba aia românească. Echilibru. Și apropo de echilibru, vreau să mai citesc o dată din istoria credințelor și ideilor religioase despre Zalmoxe, nu? Și despre bogăția lui Zalmoxe, exact cum am zis mai devreme. Tot așa, din traducerea istoriilor lui Herodot, despre Zalmoxe ca și, cum am zis mai devreme, discipol al lui Pitagora, spune așa, apoi câștigându-și și libertatea, ar fi dobândit avuție multă și dobândind avere, s-a întors bogat printre ai lui. Cum tracii duceau viață de sărăcie cruntă și erau lipsiți de învățătură, Zalmoxis acesta a pus să-i se clădească o sală de primire unde îi găzduia și îi ospăta pe cetățenii de frunte. În timpul ospețelor îi învăța că nici el, nici oaspeții lui și nici urmașii acestora în veac nu vor muri, ci se vor muta numai într-un loc unde, trăind de-a purure, vor avea parte de toate bunătățile. În tot timpul cât își ospăta oaspeții și le cuvânta astfel, pusese să-i se facă o locuință sub pământ. Când locuința-i fu gata, se făcu nevăzut din mijlocul tracilor, unde stătu ascuns vreme de 3 ani. Tracii fură cuprinși de părere de rău după el și îl jeliră ca pe un mort. În al 4-lea an se ivi însă iarăși în fața tracilor și așa îi făcu Zalmoxis să creadă în toate spusele lui. Iată ce povestesc elevii că ar fi făcut el. Cât despre mine, nici nu pun la îndoială, nici nu cred pe deplin cele ce se spun despre el și locuința lui de sub pământ. De altfel, socot că acest Zalmoxis a trăit cu multă vreme mai înaintea lui Pitagoras. Fie că Zalmoxis n-a fost decât un om, fie că o fi fost, într-adevăr, vreun zeu de prin părțile geției, îl las cu bine. Exact ce vorbeam. Aici se termină, da. Acum, iarăși, cuvinte misterioase, nu-i așa? Pentru cel care nu ne citește, aia să zicem pentru prima oară. O iau și eu ca pe un toman necredincios, nu? Da, face apoi așa. Câștigându-și și libertatea. Mai e o chestiune. Dobândirea averii. A dobândit avere. Și dobândind avere, nu, s-a întors printre ai lui. Ai lui. Opa! Ai lui. Care erau ai lui? Păi tracii? Oare erau tracii? Hai să vedem. Cum tracii, deci practic nu există o legătură semantică, hai să zic așa, duceau o viață de sărăcie cruntă și erau lipsiți de învățătură. Ce legătură are sărăcia cu învățătura? Hai să vedem. Ce învățătură economică? Spiritual. Mie nu mi se pare. Până la cea economică, întotdeauna spiritual. Da, mie nu mi se pare că
totuși o învățătură din asta economică și făcut o școală de finanțe și hai să vă învăț cum să faceți afaceri, nu? Business, cum se zice în ziua de azi. Aseu antic. Exact. Da. Zalmoxis acesta nu a pus să îi se clădească o sală de primire, unde găzduia și ospăta pe cetățenii de frunte. Nu cumva era un templu unde îi hrănea cu învățătura lui, nu? În timpul ospeților învăța că nici el, nici oaspeții lui și nici urmașii acestora, nu? Că nu stai să stai la un pahar de ceva și la o friptură, stai să vorbești despre spiritualitate, nu? Filozofezi. Mai ales la friptură. Da, unde cade greu. Mai ales la friptane. Primul subiect e, hai să vorbim de spiritualitate. Despre nemurire, despre eternitate. Da, hai ce să vedem cum ne eliberăm de friptura asta. De friptane. Și de viața. To eat or not to eat? Râdem, da. Da, exact. Nici el, nici oaspeții lui și nici urmașii acestora în veac nu vor muri. În veac, nu în secol. E o chestie cu veacul. Apare și la creștini. Păi și în rugăciune. În vecii vecilor. Vecii Amen. Vecilor. Amen. Vecinicie. 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 Cred că e un fel de a măsura timpul, dar e un timp practic mult mai întins. E mult mai lung. Cuantic? O fi cuantic? Da. Adică se referă la timpul din afara cele de-a treia dimensiuni în general. Când zicem vecii vecilor, nu-l iei fizic. Da. Asta se referă la celelalte planuri. Când vorbește veac sau veci. De-aia se folosește. Puteau spune milenii. Puteau spune secole. În secolul secolilor, amin. De ce au pus veac? Pentru că veacul, sau ca definiție, e foarte, sau veșnicie, cum e tradus și altfel, e practica temporal. Te duci și către alte planuri. Și în engleză, la fel e. Thou Father who art thou in heaven. Și exact și la final. Nu o să vezi millennium sau... Eternity. Ether. Eter. De la eter, da. Eternitate, da. Deci toate aceste cuvinte sunt atât de bine alese încât au legătură cu atemporalitatea. Da, și mai spune aici, când locuința e fugata, se făcu nevăzut din mijlocul tracelor, unde stătu ascuns, vreme de 3 ani. Și există și o explicație a lui Eliade, o să citim un pic mai încolo, dar întâi să reflectăm o țără la chestiunea asta. În al 4-lea an se ivi însă iarăși în fața tracilor și așa i-a făcut Zalmoxis să creadă în toate spusele lui. Acum, hai să ne gândim un pic, al 4-lea an, cumva e vorba de revenirea, pentru că mă gândesc la solstițiul ăla de iarnă și venirea primăverii, nu? Până în echinocțiul de primăvară, când toată natura renaște. Vine la viață, da. Nu e al 4-lea an, al 4-lea sezon, de fapt un al 4-lea anotimp, anotimp, ia uite cum sună, nu? Păi, practic asta e. E interesant că el se duce într-o grotă, se duce într-o peșteră, da? Da, sub pământ. Sub pământ. Are toată locuința asta... lui, locuința lui, culme. Și era pământească totuși. Ce poate să fie? Un corp. Exact când vorbești de grotă sau când vorbești de peșteri, se mai găsește exact chestia aceasta și în alte culturi și în China. Cel care a fondat, spre exemplu, budismul. Ajută-mă un pic cum
Dharma, Bodhidharma. Bodhidharma, da. Tot la fel, s-a retras într-o cavernă, mă rog, într-o peșteră, unde a stat 9 ani și a meditat în fața unui perete. Evident, n-a stat în fața unui perete, dar evident că a reflectat. De ce într-o cavernă? De ce într-o peșteră? Se găsește în toate culturile, pentru că e, de fapt, conexiunea cu interiorul. De fapt, interiorul pământului, interiorul, reflecția interiorului tău. Că s-a retras în sine, s-a retras în cunoaștere, s-a retras în autocunoaștere mult timp. În propriile caverne, nu? Da. În subterane, sub pământene. Exact, în propriul lui iad, în propriul lui Hades, în propriul lui avern. Asta înseamnă, de fapt. Adică s-a retras în propriile lui caverne și mistere. Da. Și pe urmă a ieșit de acolo ca un înviat. Adică a ieșit... În al patrulea an. În al patrulea. Da. A ieșit un om nou. Și aici spune Eliade, foarte interesant, acest text a produs, după cum era normal, o vie impresie în lumea antică, de la contemporanii lui Herodot până la ultimii neopitagoricieni și neoplatonicieni. Legenda relatată este coerentă. Grecii din Helespont sau Herodot însuși integraseră tot ce aflaseră despre Zalmoxis, despre doctrina și cultul său, într-un orizont spiritual de structură pitagoriciană. Ori aceasta înseamnă că cultul zeului Getodac comporta credința în imortalitatea sufletului și anumite rituri de tip inițiatic. Dincolo de raționalismul și evemerismul lui Herodot sau al informatorilor săi, se ghicește caracterul misteric al cultului. Acesta este poate motivul pentru care Herodot ezită să dea amănunte dacă ceea ce nu este încă sigur, cei de la care aflase aceste lucruri le spusese cu adevărat. Discreția sa apropo de mistere este bine cunoscută, dar Herodot recunoaște că el nu crede în istoria cu Zalmoxis sclav al lui Pitagora și că din potrivă e convins că de anterioritatea daimonului Jet, aici apare Daimon. Denumirea de daimon, da? Și acest detaliu este important. Dar mai zice că credința lor este că nu mor și cel care piere. Piere, nu moare. Deci nu se folosește cuvântul, în niciuna din traduceri, nu se folosește cuvântul moare, exact. Ci piere. Ceva ce e perimat, ceva ce trebuie să se ducă. Da. Nu dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Să-ți înlocuiești o piele, o năpârcă. Da. Ca să te îmbraci cu armele, nu? Și cu armura spiritului. Noulor corpuri. Da. Și aici e interesant, mai zice așa, dincolo de, am spus asta, într-adevăr scrie Herodot, geții se cred nemuritori, căci credința lor este că nu mor și cel care pierde să cea la Zalmoxis. Totuși, verbul athanatisein, athanatos, e, sau, da, athanatos, thanatos este în greacă agresiunea, violența, moartea practică, și a e fără de moarte, nemurirea. Deci, totuși, verbul a thanatisein nu înseamnă a se crede nemuritor, ci a se face nemuritor. Iată o chestiune foarte interesantă. Aici cred că sparge totul. Această imortalizare se dobândește prin intermediul unei inițieri, ceea ce apropie cultul instaurat de Zalmoxis de misterele grecești și elenistice. Apropo de misterul lui Dionisos, misterele Apolon. Din Eleusis, Apolon, Orfeu. Misterele orfice, da, Orfeu. Tot auzi seama. Orfeu era trac, oricum, din Samotracia, la fel cum Zalmoxe a fost, spune Herodot în
istorică a fost în Samos, în Samotracia, în principalul oraș al insulei Samotrace. Foarte interesant. Și acum, știi, apropo de Odin, bine că mi-am adus aminte. Odin avea un simbol totemic, corbul, care era un simbol saturnian, iar tracii au un simbol care apare totuși și la vikingi, apropo de vikingi, că e foarte interesant să facem conexiunea asta între, între traci și popoarele nordice, vikingi în special, care era, deci tot simbol totemic, care era lupul, simbol marțian. Marte, Ares și Saturn, Cronos, erau doi mari guvernatori ai războinicilor traci. Nu? Cei mai viteji și mai înțelepți dintre traci fiind geții sau gheții sau goții. Sau... Acum, tu ce poți să ne spui despre legătura asta? Că am făcut o conexiune foarte... Păi... E vorba de ad mortem paratissimi, pe de-o parte. Appetitus mortis. Era întotdeauna cu un picior înainte de moarte. Adică nu le păsa. Dar e vorba de moartea asta... Spirituală. Interioară, spirituală, adică spiritul nu moare. Adică se făceau a se face nemuritori. Păi, e un lucru extrem de interesant, că aici putem vorbi de un alt fenomen care se numește licantropie. Și vom explica care e legătura cu ce am vorbit, cu lupul. Lupul Licaon, da. De Licos. La Lican, Licos, sau cultul celor care se îmbracă ca lupii și mănâncă carne de om. Dar, în esență, cultul lupului a existat, îl putem găsi în mai multe culturi, numai la cea trace, sau dansurile ritualice care se făceau pentru tinerii războinici îmbrăcau o haină de lup. Și în special asta era printre celți, printre normanzi, printre traci, mai ales printre cei care locuiau la păduri, printre amerindieni. Lupul, de ce lupul? Lupul e un animal de haită, dar care trăiește în haită și vânează în haită. Și în același timp își alege un partener pe viață, da? Devine un lider al haitei, devine un exemplu pentru haită și practic e unul din cei mai înverșunați prădători. Iar daoii sau dacii sau lupii, asta practic erau, asta practic vroiau să fie niște luptători înverșunați tot timpul, adică să fie în gardă tot timpul. Și din ce am analizat și citit, din ce am văzut, s-au creat două curente, pe care și Eliade menționează în cartea Zalmoxis la Genghis Khan, partea decadentă a cultului lupului și partea practic spirituală. Decadentă s-a transformat în licantropie. Sau acele grupări chiar barbare și caribalistice, de ajungeau să mănânce carne de om și se îmbrăcau o haină de lup sau practic aduceau un cult. Și pe urmă aveai celebra spiritualitatea lupului, simbolul tracilor, care era un cap de lup și corp de dragon, da? Pe care și romanii l-au adoptat. Da. Legiunile romane, puteai, sunt nu știu câte exemple și ilustrații cu legiuni romane care aveau
ca standard, pe lângă vulturi, pe lângă acvilă, aveau și capul de lup și trupul de dragon. Dragonul, care din nou este un animal sau un simbol al înțelepciunii, dar și al războinicului. Deci, practic, războinicul înțelept sau înțeleptul războinic. Ambele se completează. Și acești formă dansurile respective începeau de multe ori să fie celebrate înainte de venirea sezonului rece sau înainte de solstițiul de iarnă, care la noi avem dansul caprei, ursului, dar am avut și dansul lupului. Deci noi aveam practic aceste trei animale în care omul respectiv se îmbrăca în urs, lup sau capră, unii și în leu. Unii și în leu. Avem, dacă mai aducem aminte, când am postat despre colinda leului. Când am găsit acea colindă extrem de interesantă, prin care multă lume se întreabă, dar avea leu treabă sau, mă rog, care e legătura cu zona balcanică? Păi putem spune oricum că leii au existat în Europa și în diferite perioade de timp, chiar și în Africa, în nordul Africii au fost sute de mii de ani înainte. Da. Dar colinda în sine vorbește mai mult despre partea spirituală, despre curajul sau războinicul sau acel Hercule care se luptă cu anumite pasiuni. Despre leu care, inițiatul respectiv sau Hercule, se luptă cu anumite pasiuni. Și leu sau alte animale, ca ursul, așa, reprezintă anumite părți, pasiuni din noi, cu care inițiatul se luptă. Și de aceea sunt dansurile acelea, cu capa, ța, 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 căpriță, ța, cu zgomotele acelea tare, de a speria demoni, de a speria toate aceste pasiuni. De aceea legioanele, da. Da, de aceea sunt atât de zgomotoase. Da, ca să, și se îmbracă. Și practic am avut și de asemenea dansul lupului. Acela nu prea se mai vede, se vede doar poate în anumite comunități sau sate românești, dar mai mult e ursul și capra. Dar toate patru au fost împreună. Leu, ursul, capra și lupul. Lupul. Asta pot să spun despre... Dar practic s-au găsit și dovezi arheologice ale colindului sau colindei leului, practic, adică existenței leului pe teritoriul țării noastre. Da, exact, au fost. Dar e interesantă, eu asta am mai spus-o, cred, de câteva ori, poate nu la podcast, dar poate în conversație cu prietenii. Leul poate fi îmblânzit, însă lupul nu. Niciodată nu poți să vezi un lup. Da, la circ. La circ. Da, nu se, da, așa e. Deși și leul trăiește într-un grup, nu se numește haită. Nu știu, grup de lei, nu? Dar poate fi îmblânzit și adus la circ. Iar leul nu. Pardon, lupul nu. Ca și ursul. E foarte interesant. Și ursul. Nici ursul. Poate anumiți urși, dar nu ursul ăsta alt. Poate nu ursul grizzly, de exemplu, cel mai feroce sau să zicem. Nu, ăla nu. Dar urșii noștri dintre... care sunt îmblânziți unii dintre ei. Dar lupul unii, nu. Da. Dar trebuie scluați de mici. Da, sunt animale care nu au nicio treabă cu natura umană, nu se pupă viața noastră cu a lor și dar totuși. Da, ce să mai zicem? Nemurirea la traci a fost și este o
o a doua naștere. O naștere spirituală. Ei erau întotdeauna gata să moară, întotdeauna erau gata să treacă dincolo, întotdeauna erau cu un pas înainte de moarte, dar erau foarte conștienți că totuși există două tipuri de existențe, odată una pământească și una spirituală. Și așa, făcând un pic legătura dintre ceea ce a fost în trecut într-un timp mitic și mărturisesc că odată ce mergi în țară și vizitezi locuri naturale, mergi prin păduri, pe dealuri, munți, în natură, mergi pe la sate, parcă te duci într-un loc magic și nu cred că sunt singurul care poate să dea o asemenea mărturie. Au mai fost și alții și sunt. Da, cu adevărat. Așa e. Te simți într-un tărâm mitic. E un tărâm magic. Și aș vrea să te întreb despre un tărâm și mai magic. Un soi de, hai să spunem așa, pământ promis, un soi de oraș al zeilor, un soi de, care se numea Cogaion sau Cogainun. Ce poți să ne spui despre Cogaion sau Cogainun? Unii spun că era localizat și, sau este localizat undeva energetic, în munții Bucegi, alții în munții Ceahlău, alții în Retezat, deci în orice caz în munții Carpați, la noi. Dar care, și aici e foarte interesant că și Mircea Eliade spune despre Cogainun ca fiind locul unde Zalmoxis s-a retras într-o peșteră pe culmea muntelui sacru, Cogainun sau Cogaion, unde nu-i primea decât pe rege și pe slujitorii lui și mai târziu aceștia i s-au adresat ca unui zeu. Iar Strabon adaugă, când Burebista domnea peste geți, cinstirea aceasta o avea de ceneu și într-un mod sau în altul regula pitagoriciană, iarăși apare Pitagora și regula pitagoriciană, a abținerii de a se hrăni cu ființe care au viață a se păstra încă așa cum fusese propovăduită de către Zalmoxis. Deci ei, iarăși o, cum să zic, o, se poate interpreta materialist. Pe de o parte e vorba de orașul sau muntele sacru Cogainun, Cogaion, unde îi primea doar pe rege și pe slujitorii lui. Care rege? Nu se pomenește nici de Burebista, nici de... Uh-huh. Doar că au tras ei concluzii, Strabon în geografia și, în geografia și Herodot în istoria. Și este vorba de Deceneu, un alt... Marele sacerdot. Da, mare sacerdot, un mare preot zalmoxian. Și totuși se abțineau, spun istoricii geografii, de la a consuma, cum spune aici, abținea, adică e vorba de abținerea de a se hrăni cu ființe care au viața, care au viață, se păstra încă, ca și regulă pitagoriciană, ca și tradiție. Ca și cum ar fi vegetarianism. Ori am văzut tot așa în, în Mircea Eliade, că vorbea de vegetarianism la alte culturi, la greci, de exemplu, că a fi vegetarian înseamnă a fi... Nu era vorba de o chestie culinară, nu era vorba de o chestie gastronomică, nu era vorba de a se hrăni cu plante, era vorba de a vegeta, de a medita, de a deveni pasiv.
Nu, ahimsa, apropo de... Cum ar zice unii, ca o legumă. Da. Ca o legumă, exact. Ca o legumă, vorba vine fizic. Da. La fel și aici. Ființe, totuși, ființe vii sunt și plantele. Da, evident că sunt. Însă, în ziua de azi se consideră că ființe vii sunt doar animalele, pentru că se mișcă. Cine a spus că plantele nu se mișcă? Tot ce înseamnă regnurile mai mici sau pe lângă animale, plante, minerale, au palpită viață și au inteligență. Și asta se demonstrează foarte bine și printr-o o lege importantă din cele 48 care ne guvernează, guvernează legea transmigrației sufletelor, în care să se știe că orice piatră, orice copăcel, orice plântuță are acea inteligență care îi dă viață sau practic esența respectivă va ajunge în anumit moment să ajungă într-un alt regn, să fie ori animal și într-un final om. Această lege e foarte bine înțeleasă și preată evident în partea orientală, mai ales în budism. La noi în Occident mai puțin și mulți au luat-o în râs. Acum o plantă să ajungă să devină animal și asta datorită credințelor, mai mult în dogmatismul mai mult în băga că avem o singură viață, păi avem și aia e. Cogaionul, ce interesant e că mulți, până la urmă, l-au localizat pe vârful Bucegi. Au fost mai mult inițial... Unul din vârfuri, nu. Da. Mai ales unde e Sfinxul. Se spune că acolo ar fi fost și se făceau. Dar din ce am analizat, de asemenea, se creează acest triunghi, da, energetic între Ceahlău, Bucegi și celălalt masiv, prin care Făgărașii prin care se găsesc urme de cetăți, de dave. Încă se pot găsi dacă se fac săpături. Și chiar, ascunzături, rupestre. Dar cel mai vehiculat e locul Sfinxului. Mai ales datorită importanței locului în sine. Acolo, se spune în esență. Și de fapt erau interziși foarte mult, nu numai străinii, nu? Evident de ce, doar regele și supușii săi aveau permisiune. Pentru că era un loc sacru, nu putea oricine să ajungă acolo. Da, interesant că totuși e vorba de un rege, oricare rege, că nu se pomenește. Au tras poate unii concluzia că e vorba de Burebista, poate că nu, poate că e vorba de un rege totuși, aș zice eu, biblic, poate e vorba de un, nu știu. Sau poate de... Un mare stăpânitor al lumii. Poate de un om care, na, și-a învins cavernele și devine rege. Poate să fie și... Da, acum... Na. Mai e de cercetat pe tema asta, dar... Uite cât am vorbit, frate. Cât da, am stat. A trecut timp mult. Timp care... Poate să fie relativ, poate să fie cum vrem noi. Da, și e și, mă gândesc faptul că a nu se hrăni cu ființe care au încă viață. Mă gândesc că e vorba de ființele interioare care au încă viață, adică părți ale sufletului, nu? A nu le consuma.
sau, în esență, s-au dat, spre exemplu, legi. Pentru că se risipesc, se risipesc. Vorba e ca în Biblie, nu? E acea pildă a fiului risipitor. Mm-hmm. Practic se dau niște cadouri ale sufletului, niște valori interioare și se risipesc, se consumă niște talanți, vorba lui Arsenie Boca, nu? Da. Niște bani cosmici. Niște bani, da, cosmici. E foarte, foarte interesantă. Mai este și o chestie. Asta. Legat de ce vorbim. Știi că la un moment dat se spunea, se interzisese vinul. Da. Burebista. Bea mințile. De ce ne-o instituise că îți pierzi mințile și mai ales în anumite perioade ale anului sau... De ce s-a făcut lucrul ăsta? Păi, cum noi suntem mari băutori de vin în esență și avem atâtea vii, ăla era numai cu măsură. Era, spre exemplu, să zice, folosit în anumite situații importante, diplomatice, militare sau culturi religioase. De vinul avea doar importanță ritualică. Și pentru că na, îți fură gândirea. Să întunecă. Și ți-adorme conștiința. Ți-adorme conștiința, exact. Deci are legătură și cu asta. Să ții și un post alimentar pe o anumită perioadă de timp ca să te purifici chiar și cu vinul. Ceea ce era destul de greu, dar se putea face. Da. Păi, dragi prieteni, acestea fiind spuse, nici nu știu cum se încheiemă, adică e un mister, nu? Care mai se străji printre noi, dar puteți urmări, evident, prin bucăți și îl puneți pauză, iar îți continuați, da. Nu vă grăbește nimeni. E un mister totuși, cultul ăsta al cabirelor latraci, pentru că, așa cum ai spus și tu, nu au fost lăsate scrieri, sau poate noi nu știm încă, nu am descoperit încă, dar e un mister pentru că au fost foarte ermetici, foarte... Da, asta e adevărat, culți. Nu sunt față de alte culturi, ca încheiere, este important de spus. Nu sunt scrieri despre, mă rog, sunt tăblițele de la Sinaia, da, care vorbesc de multe evenimente. Și oricât de mult ai spune că s-ar falsifica, dacă studiezi doar tăblițele în sine, doar să le studiezi, fără să te gândești la lucrul ăsta, sunt multe personaje acolo care nu sunt nu sunt create chiar așa ușor, adică cu imaginația. Au legătură și cu istoria noastră foarte mult. Adică sunt nume de regi, de preoți, de anumite regine. Da, adică... Și dacă ai vrea să crezi, n-ai avea ta imaginație, sincer. Și, în esență, populația asta tracă nu și-au lăsat scrierile cum și-au lăsat maiașii sau egiptenii sau acele hieroglife. Ce e foarte interesant despre ei e că noi nu știm atât de multe despre ei, dar alte popoare îi menționează. Egiptenii aveau
vizite de la înțelepți traci, de la școli de mistere. Avem recomandări ale grecilor. Mergeți la Geți și studiați la ei. Perșii, înaintea războiului cu Darius, sunt scrieri prin care se menționează cum învățați traci au venit sau au mers în Persia. Și probabil dacă ne ducem și mai mult, găsim. Deci noi suntem mai multe povestiți din afară decât știm noi despre. Dar e drept, da, au fost destul de ermetici, dar putem găsi mărturii, evident, prin tradițiile noastre și prin scrierile străine despre noi. Deci se găsesc. Carlo Troia fiind unul din ei, deci. Sau scriitorul, istoricul Gheorghe Iscru și Mihai Vinereanu, la fel. Puteți să-i căutați, sau Vasile Pârvan, de asemenea, vorbește. Nicolae Densușianu. Așa pe cei care i-am studiat noi și putem să vă dăm mărturie despre... Densușianu vorbește însă chiar și despre pelași și descoperire, dar nu, să nu vă mai... Sau Teoharie Antonescu cu cultul cabirilor, exact, în Dacia. Cu cartea care... Dar cam atât. Cam atât. Da. Pe moment. Păi, dragii noștri, nu ezitați să căutați, să căutați, să căutați. Dar cel mai mult căutați în voi, pentru că avem încă valorile străbunilor noștri traci. Am vorbit despre îngăduință, am vorbit despre chiar și înțelegerea naturii înseși, în toate aspectele ei. Căutați în voi neîncetat, pentru că acolo veți găsi o comoară, poate chiar muntele sacru cu Gaion, nu? Sau cu Gainon. Poate acolo îl veți găsi printr-o stare de contemplare pe Zalmoxe. Mergeți în natură, pentru că acolo, aici, acolo, de fapt, în grădina, da, vă conectați în grădina Maicii Domnului la toate fenomenele ei, credeți și practicați-vă propria spiritualitate așa cum știți, căutați-o, găsiți-o, puneți-o în practică și asta a fost pentru astăzi. Să vedem și data viitoare, așa cum ne-am văzut și până acum, să ne vedem cu bine și vedem ce o mai ieși, vedem ce subiecte o să mai abordăm, vedem ce mai, să mai... Ce mai iese din caverne, din cavernele, da, noastre. Din cavernele tracilor noștri. Bun, păi, acestea fiind spuse, vă urăm o seară bună în continuare și toate cele bune. Seară bună, dragilor, salutare tuturor!